Proprietarii de locuințe trebuie să încheie polițe de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Direcția de asistență socială DEVA invită reprezentanții asociațiilor de proprietari din municipiul DEVA să participe marți, 3 octombrie, la o întâlnire pe tema asigurării obligatorii a locuințelor împotriva dezastrelor naturale, organizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în sala mare a Consiliului Județean Hunedoara. Evenimentul se desfășoară în cadrul companiei naționale Caravana PAD și are ca obiectiv principal creșterea nivelului de conștientizare în rândul populației cu privire la utilitatea asigurării obligatorii a locuințelor împotriva cutremurilor, alunecărilor de teren și inundaților. Conform legii, toți proprietarii de locuințe, persoane fizice și juridice au obligația să încheie o poliță de asigurare a locuințelor împotriva dezastrelor naturale. Potrivit datelor oficiale ale Autorității de Supraveghere Financiară, mai puțin de o cincime din totalul imobililor cu destinație de locuință din județul Hunedoara sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale sub media la nivel național care este de 20,45%.